Am fost mereu pe fugă. Am fost mereu pe fugă. N-am înțeles niciodată cum o să poată să mă bată Adidas și încălcăie de când am rămas pe stradă. Să mă înțeleg cu mine a fost cea mai grea încercare. Că nu mă suportam deloc, luam totul în picioare. Tot la fel de tare, frate, credeam că le știu pe toate. Când am plecat de acasă pe la 16 ani jumate, astea țoale în spate, bugii rup și bluzele în coate. Mă vedeam deja în față, dar scena era de poartă. Partea întunecată a fost când m-am apucat de chestii și fumam până în zori cu zdrențe și sticle Pepsi. În ochii mei vedeam tot chestii, fetele alea super sexy și mi-am revenit subit după un litru de nes. Camere de 2x3, peisaj de Craiovița, băieții cu șuvița, populari ca Miorița. Știau fița și-o pasau noaptea până la lumină. Pe muzică la combină, ia ghiși cine se combine. O gacică tare, tare, din cap până în picioare. Se mulează pe orice filtru ca fetele de culoare. Mă simțeam ca Mazăre cu aere de Brazilia. Tot ce îmi doream de fapt era să plec cu ea în Sicilia. Aveam filme în cap de la fumuri tot într-una și gacica asta nebună se gândea să mai bună, că e tare, știe, ea trecuse deja 4 ore până să mă prind de fapt că tipele erau minore. Și-am plecat în altă parte, m-am retras puțin deoparte și m-am angajat ca barman. Când plăcea viața de noapte, ca să vezi că nu se poate aceleași anturaje, frate. Printre fumuri și tequila, mă apăsau toate în spate. Am plecat departe, frate, să mă îndepărtez de vici și am ajuns în altă parte, ia ghiși unde sunt frici. Când am pus foaie pe foaie și-am crezut că sunt bogat și-am ajuns pe casino, orice să vezi din nou sărac. M-am gândit puțin ce fac, am lăsat în spate viciile. Pentru mine am riscat și-am făcut toate sacrificiile, dar tot din cauza mea am rămas fără nimic. Și atunci am realizat că viața e la fel ca luz în plic. Pe fugă fără niciun ban am trecut la nivelul 2, fără prieten, fără bani și cu Adidas și noroi. Mi-am pus o cămașă albă, mi-am aranjat freza, m-am uitat lung în oglindă, exersând în puțin engleza. Hello boss, I need bash money, arătam puțin ca funny, dar era încă o soluție care includea iar banii. Și cum banii mă ajută să trăiesc în continuare, era cazul să-mi revin, să muncesc în continuare. Iar pe fugă și pe stres n-am luat ceva să-mi revin. Am scăpat de cazinouri, de cea mai redus din chin. Până când tot ce a fost a rămas doar o etapă. Viața merge înainte, dar te sapă și te papă. Și-am realizat acum că a trecut abia o rundă cu croșe duble care m-au ținut mereu pe fugă. Nu mă ascund, ies de sub plugă. Acum știu care e scopul. Până la ultima bătaie voi sta unde îmi e locul. Voi sta unde îmi e locul. Voi sta unde îmi e locul. Figurau.